eu care am făcut toate meseriile. O să spun că asta e o marfă de zile mari. De zile mari. În viața mea nu e nicio ființă bruneta și mă mir. Doamne, mama. Parcă era un măr deasupra și fână în scutura. Dă-mi o palmă. Ce-ți veni? Dă-mi o palmă să mă trezesc o dată. Nebuză, te-ai băgat de seamă ce, da? Nu se mai bag de seamă că era să te înhați în eferii. Și nu știu dacă pot te ierta a doua oară. Spui acum? Spui-o dracu, dar nu eu. Ai să spui, altfel te omor, prăslă. Ce-i cu femeia mea? Ați pornit câine sur la vânătoare. Cu o rugină de flintă și câteva ghioace. Orice poteră vă zdrobește. Copii, sunteți cetățeni romani. Într-o zi o să vă duc prin Roma, cel mai frumos oraș al lumii. Bă, bilete, era o coadă. Da, mergea. Da, dar n-am luat. Tot Bucureștiul se mută la mare. Alo? Alo, da. Perfectul? Da. Răducanul la telefon. Mare. Vino. Ah, tu erai Martinescule. In me, a first class article. Well, shall we arrange something for Barbara? Ce-i cu tine? Tiberius, spune, ce s-a întâmplat cu tine? Tiberius, nu mai văd. Ei, da, mă însor, iau târâtura satului. Eu am ales-o de bunăvoie și gata. Ăștia 1000 săi tăi, Dragomire. Deschis boltă în baia. Vad bun să vină gătanele. S-a ascuns tot ce vorovesc. I-am căutat pe toți pretutindeni. Nu-i găsesc deloc. Nu răspund la telefon? Nu știu, mi-e frică. Am făcut toate meseriile din lume, dar vocația mea e amorul. N-ai să regresa ca să încerci. Dar tu te mă dracu, deci ce vei? Zia. Viața mea nu e tot ce poate fi mai scump. Prețul cel mare e unirea. Ne trebuie doar puțin răgaz și înțelepciune ca să întărim ce am câștigat. Ce tot face, mamă, dragă, de-l dichisești atâta? Când e gata, ne anunță. Ascultă, Alexandre. Ascultă, Alexandre, iarăși o predică. Știi foarte bine că nu obișnuiesc să pedepsesc pe cineva așa gritant. Bravo, mă! Om de 7 palme în frunte. Unde scui ponsat, mergi omoară, la mintea cocoșului. Yes. Do you prefer tea or coffee? Do you prefer tea or coffee? Apropo, ce preferați? Ceai? Cafea? A venit dracu să stea la târcu Skaraoski. Țara are nevoie de flinte să ajungeți voi unde și-a dus mutul iapa. Ai haz. Și nu am. Ca să înfrângem, ne trebuie oaste. Oaste mare. Până una alta, hai să vorbim de altele. Că e unul aici în spate care bea în urechea mea. Ăștia îi plătesc puțin dacă s-or poșirci în timpul serviciului. Adresa pe care o dețin fiind cea de acum 10 ani, rog pe cel care îi va parveni această scrisoare, dacă destinatarea nu mai locuiește acolo, să o mâneze tovarășii Buraga. Deci ce-am făcut zilele astea? Am repetat greșelile tinereții. Eu cel puțin asta am făcut. Am cunoscut o fată. A fost orchestra Mantovani. Am auzit că-și face înregistrările pe un platou înalt, în munții Apenini. Nu înțeleg. Domnișoară dragă, îmi pare rău, dar n-am ce să-mi aduc aminte. Știți că s-ar putea să vă amintim noi. Noi? Care noi? Voi fi întotdeauna cu țara și pentru țară, fără altfel decât interesele sacre ale României. Să rămână, părinte! Dacă vrei, dumneata, Neca, Pavnute și Maica Filoptea, dumneata, bădișorule. Așa să fie! După cum vezi, șoferul a venit. Nu mi-aș găsi liniștea. Ce să fac? Eu nu-s făcut pentru mine, Aniță. Las, că de-i mai apuca ziua.
o să ajung să-mi bat și eu un cui la gardul meu. Cuțit, cuțit, cuțit! De trei ori te-am ascuțit la toțiile pe pietroi! Îți dai capul la ciocoare! Mă las săracă, tâlharule! Averea dumitale, domniță, două buzișoare, două țățișoare. Lasă asta! Trebuie să plecăm, Tudorițo! Și noaptea asta se mai poate! Altfel mă pune în lanțuri până o iau pe Stana. Oh! Ce plăcere! Într-un timp atât de scurt, și-a și învățat limba noastră bisericească. Poate ești un izvor ce setea de visat gândului și inimii valina. De ce plecați? Nu ne mai rabdă probări. Patra Muselaschi, mama noastră tuturor. Vremurile tale și lasă-ne păcați. Lasă-ne că nu mai putem. Le-ați promis că le dați informații. De ce? Pentru că în momentul acela n-aveam altă ieșire. Am acceptat-o numai ca să mă pot întoarce în țară. Tu erai? Unde ai fost până acum? Ce ai făcut? Te-am căutat pe toate străzile orașului, pe tot litoralul. Nu te-am văzut nicăieri. Bă, tu ai auzit că dacă vrei să ascunzi un lucru, cel mai bine e să-l pui sub ochii celor care vor să-l descopere. Eu... Uite, ăsta e... Păsările! Ochile! Prieten, acum nu te-ai fi speriat de mine așa, ți-aș fi masat bine glezna și ți-aș fi salvat piciorul. O să se umfle, o să se umfle, o să se umfle și o să explodeze. Iată, uite ce gătită e mama. Bun găsit, Muță! Bine ați venit, bine ați venit! Ți le dau ție. Când i-auzi acolo ceva despre mine, să le spui și ăsta. Vezi pe București, dimineața la 7 sau la 23. Dacă nu mă duc, 40 de femei rămân singure pe lume. Pe iepurile fricos, știam. Dacă ești deștept... Ai mare noroc că lucrezi cu el. Se poate, dar mi-e greu. Eu nu mă cruț. Da, cât pot. Ta bătrână să uită la mine de parcheaș și dușman. Ce sănăzare ții? Am făcut ce am făcut pentru că vreau să fim primii. Asta-i. N-am vrut mai mult. Și dacă ceilalți nu puteau, am încercat eu. Eu am învățat-o și am făcut calcule pe hârtie ca să aplic și la lume. O ții ferecat aici în odaie. Auzi? Dacă scapă, îți faci crucea din urmă, Parpanghele. M-ai auzit? Eu o fac mai înainte, capitan. Mă! Știi că baletul de ghindă vrea să-i aduc lui nevastă. Lui nici nu-i place. E absolut sigur că n-aveți meci la stadionul Tineretului. Nu. N-avem drum comun. Vă rog să urcați. Mihai, prezintă-te. Eu am botezătorul numai o dată să botezat. Mă, mintea, dacă ar crește pe toate gardurile, ar paște și măgari. Unul dintre noi a căzut. Cel mai bun. Un accident stupid. Să n-ai nicio grijă în privința laiului. Uite, nu găseam brâul ăsta pe care mi l-a trimis fratele meu, Demian, de la Liov. O să mânăm mai tare și o să ajungem la noi. Tate, atunci să mă duc eu. Chiva! A zi după mine. Capitala Imperiului? Austria. Bravo, mă! Bine ai venit, făt frumos. Ce cauzi aici? A întrebat zâna. Căutam tinerețe fără bătrânețe. Comisul al doilea are soție, datoria sa. Știu că stăpânului meu e cunoscută suferința fratelui nostru. Repeziciune, desfătare și putere. Și atunci? Și atunci trei, mă, buză. E ascuns acolo, uite, în căpițele alea de fân. Cuțit, 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 bă! De trei ori te-am ascuțit, bă! Bă, și unde m-a primit sultanul într-un palat? Și să vezi tu muieri, tot una și una, frumoase, dar ce zic eu frumoase?